au fost două lucruri care mi-au lipsit, nu numai banii. Lucru care m-a apăsat cel mai tare în perioada aia era că mi-au lipsit relațiile. Părinții mei s-au pensionat după Revoluție și sentimentul ăla că trebuie să cunoști pe cineva ca să intri în barou, chiar dacă am terminat comedie foarte mare, decanul de atunci, care era judecător la Strasbourg și venea în România, m-a luat asistent, adică aveam o recunoaștere. Cu toate astea, îmi amintesc cu destul de multă emoție și acum cât de dificil mi-a fost să găsesc un avocat care să-mi dea o recomandare să intru în barou. Și mai ales, o experiență traumatizantă a fost pentru mine că m-a chemat la el în birou un domn care era un intelectual pe care îl apreciam, șeful redacției România Cultural la radio, Titus Vâjeu îl chema, care aprecia ceea ce scriam. Scriam niște eseuri, mai întâi pentru Radio România Tineret și după aia făceam niște introduceri în artă pentru tineri. Și a auzit că aveam această problemă și a adus un avocat, un vârstnic avocat, așa cum îți imaginezi avocat, distins, să ne cunoaștem. Și avocatul acela a povestit despre tot felul de lucruri fascinante. Eu eram într-un colț cu minte pe... Și când în sfârșit s-au întors la mine, omul a spus, bine, bine, eu de bani nu am nevoie. Pe mine mă interesează să știu cine rămâne obligat pentru asta. Și sinceră să fiu, disonanța pe care am avut-o atunci a fost cumplită, pentru că, pe de o parte, era un om care nu părea nici să aibă constrângeri financiare și intelectual se poziționa la un nivel... la care nu m-aș fi așteptat la asta. Dar a fost foarte traumatizant. După care au mai urmat niște episoade în care mi s-au cerut bani direct, nu i-aveam, a fost destul de complicat. Și atunci cumva m-a apăsat foarte tare și chestia asta, că nu am relații. Ce mi s-a întâmplat a fost că am avut sentimentul că trebuie să muncesc mult mai mult decât alții ca să compensez astea două lipsuri. Adică eșicurile alea de la început, faptul că părea imposibil, mama cele mai bune prietene a mea, care era avocat la momentul respectiv, mi-a spus, măi Irina, eu ce să-ți fac dacă părinții tăi nu s-au îngrijit de asta? Și la un moment dat am întrebat, și ce-ți dau la altă facultate? Se pare că e bine ceea ce fac aici. Știu și eu. Și atunci, cumva, în momentul în care mi s-au oferit niște oportunități, și ele mi s-au oferit într-un context puțin diferit decât îmi imaginam, în sensul că inițial aș fi vrut să fiu avocat pledant și să mă duc la să pledez în instanță. Am fost angajată de o firmă care de-abia intrase în România, care se chema KPMG, am dat 9 interviuri și asta practic mi-a deschis posibilitatea treptat să cunosc niște oameni care mi-au devenit mentori. Dar, practic, dacă ar fi să mă uit înapoi, au fost două elemente. Unu, faptul că aveam sentimentul că e un noroc, ceea ce am primit și faptul că sunt ok, că pe resursele pe care le aveam eu, sau pe care nu le aveam, lipsă de bani și lipsă de relații, șansele să fiu ok erau relativ mici și faptul că sunt ok e o minune pe care trebuie să o întrețin muncind mult. Și cred că ăsta e un lucru foarte important. Am momente în care mă întreb dacă nu cumva... asta este puterea cea mai importantă care te împinge înainte, faptul că lupți să menții ceea ce ai. Și al doilea lucru asta a fost, am încercat să mă fac indispensabilă și de mare ajutor pentru oameni pe care îi admiram. Și făceam lucruri pe care secretarele lor, de exemplu, nu voiau să le facă. Și toată lumea spunea, bine, dar tu ajunsesem, deja eram contractată de Banca Europeană pentru Reconstrucție și Dezvoltare și stăteam și făceam, nu știu, analize de politici comparate pe guvernanța corporativă. Nimeni nu voia să le facă, le făceam eu. Învățam, le eram utilă unor oameni pe care îi admiram și pur și simplu stăteam în prezența lor. Și cred că asta mi-a dat inspirație și cred că asta contează foarte mult pentru mine în continuare. Îmi place să mă bucur de oameni și să învăț de la ei. Ce am învățat între timp și o lecție pe care o iubesc mult e că poți să înveți de la o grămadă de oameni. De altfel, când am început să fac avocatură și am lucrat cu fondurile mari de private equity, eram extrem de mândră. Clienții mei erau foarte bine îmbrăcați, cu butoni, că tot am vorbit de asta. Școlile cele mai înalte, Harvard Business School, doctorat în matematică în Franța, niște oameni foarte educați.
De partea cealaltă a mesei erau antreprenori. Îmbrăcați puțin diferit, cu niște ciarcăne mari. Și multă vreme am zis, ia uite, eu sunt de partea bună a mesei, ce norocoasă sunt. Până când am început să constat că oamenii aia de partea cealaltă a mesei erau cei care produceau valoare. Că dacă ei nu făceau companiile în care să se poată investi, partea mea de masă nu prea ar fi avut ce face. Și așa am ajuns din ce în ce mai mult să fiu avocatul antreprenorilor și să încerc să-i ajut pe ei, sigur în parteneriat cu fondurile, dar asta a fost ceea ce m-a mutat dintr-o parte într-alta, ce m-a scos de pe traiectoria aia și m-a pus un pic mai sus. Munca disproporționată, cred că e cuvântul, și apetitul de a învăța de la mentori. Primul meu mentor, căruia o să-i port întotdeauna o recunoștință extraordinară, râdea pentru că mă auzea des spunând că el a fost mentorul meu fără să vrea și fără să știe. Eram la ei în birouri, lucram acolo, dar nu eram angajată de el, eram angajată trimisă de Banca Europeană. Și se purta foarte frumos cu toți angajații lui, un britanic din ăsta foarte atent cu cuvintele și așa, își creștea foarte frumos oameni, dar eu nu eram răspunderea lui și nu-și bătea capul cu mine. Și sorbeam fiecare cuvânt și am învățat enorm de la el. Și treptat i-am câștigat încrederea și îi făcea plăcere să spună că e mentorul meu și se lăuda cu asta și îi spuneam, Robert, ani de zile ai fost mentorul meu fără să știi și fără să vrei.